Teze. Colegul meu, Radu Tudor, este în legătură directă cu noi. Radu, bună ziua! În primul rând, aș vrea să vorbim despre ce se întâmplă în Parlament. Ce urmează de acum înainte? Ne permitem alte 10 zile de circ politic? Cu siguranță nu ne permitem, Nadina, și ar trebui ca avertismentele lansate zilnic prin mass media să fie un semnal de alarmă pentru cei care decid. Sper ca președintele să nu mai nominalizeze un premier fără șanse din partea unui partid care nu poate constitui o majoritate. Sper să fie o analiză foarte serioasă și nu sunt decât două variante, Nadina. Și anume, Partidul Național Liberal să desemneze altă persoană pentru funcția de prim-ministru, evident în consultare cu președintele Klaus Iohannis, pentru că este clar că USR-ul nu-l va vota pe Florin Câțu și nu mai există majoritatea PNL-USR-UDMR. Și a doua variantă, să fie respinse absolut toate propunerile și să se declanșeze alegeri anticipate. Cred că între aceste două variante destul de clare, președintele ar trebui să își impună punctul de vedere și să ceară reprezentanților PNL să vină cu o altă desemnare pentru poziția de prim-ministru, mai ales că Florin Câțu oricând poate fi numit numărul 2 în stat președinte al Senatului și atunci chestiunile pot fi foarte ușor armonizate.